dragii mei, sunt Iulia și astăzi vă voi prezenta știrile pentru copii. Bine v-am găsit, prietenii mei! Sunt Alexia și voi veni în casele voastre cu informații interesante aici la emisiunea Steluțele Brașovului. Premieră pentru copiii brașoveni. În luna octombrie, Mix TV a lansat o nouă producție pentru copii, Steluțele Brașovului. Emisiunea produsă de Zână Adriana și Onelia Pescaru a înregistrat un mare succes atât în audiențele noastre, cât și în mediul online. Telespectatorii noștri ne-au spus că apreciază diversitatea rubricilor și naturalețea copiilor. Emisiunea se difuzează pe Mix TV sâmbătă de la ora 9:30 și duminică de la ora 12. De asemenea, puteți urmări imagini din culisele emisiunii pe pagina noastră de Facebook Steluțele Brașovului. Eveniment în cadrul Asociației Educatoarelor din România. În perioada 3-4 noiembrie 2018 a avut loc Conferința Națională a Asociației Educatoarelor din România cu tema tradițional și modern în educația românească la 100 de ani de România. În același timp, organizatorii au sărbătorit și 10 ani de activitate. În urmă cu 10 ani, o echipă inimoasă și curajoasă de educatoare din Brașov și-a dorit să aducă împreună cât mai multe educatoare din România. Și astfel, timid și cu pași mici, în cei 10 ani de când există această asociație, s-au înființat următoarele filiale județene. Brașov, Vrancea, Sibiu, Dâmbovița, Galați și Gorj. Pe lângă aceste filiale, mai există un număr important de membri în aproape toate județele țării și chiar dacă nu sunt constituite încă filiale județene, le încurajăm să aibă inițiativă și să se mobilizeze. La mulți ani tuturor educatoarelor și tuturor membrelor asociației! Asociația are ca scop organizarea unor activități cu caracter educațional, menite să pună în valoare munca din învățământul preșcolar, fiind în același timp un mediu de descoperire a unor metode noi de implementare în activitățile cu caracter instructiv-educativ de la grupă. Sunteți așteptați cu brațele deschise să faceți parte din această comunitate! Primul program de gimnastică pentru bebeluși. Partenerul nostru de activități, dar și de emisiune, Bebe Rostogol, vine cu o surpriză pentru toate mămicile și pentru bebelușilor. Programul Bebe Rostogol îmbină elemente din gimnastică, muzică, jocuri și exerciții pentru îmbunătățirea conexiunii dintre emisfere, exerciții pentru stabilirea lateralității motrice și exerciții pentru automatizarea deprinderilor. Copiii care participă la Bebe Rostogol învață să gândească outside the box, își dezvoltă empatia, învață să devină mai ordonat și să lucreze în echipă. Primesc toate instrumentele necesare pentru o viață în siguranță, cum să cadă să nu se accidenteze, cum să coboare de la înălțime, cum să anticipeze mișcarea și traiectoria unui obiect care vine spre ei și cum să se ferească și construiesc căi neuronale. Pentru învățarea cu ușurința a scrisului și a cititului și înțelegerea de noi concepte. Prin programul Bebe Rostogol se dezvoltă toate simțurile, în felul acesta copiii cresc armonios și bine integrați în mediul în care trăiesc. Bebe Rostogol este un program plecat de la nevoile specifice vârstelor, începând cu vârsta de 3 luni până la vârsta de 99 de ani. Programul este unic în țară și este conceput de Ioana Medrea, profesoară de educație fizică și sport, antrenor de gimnastică artistică la CSS Brașovia, maseor și nu în ultimul rând mămică. La cerere se organizează program de team building pentru clase de copii și zile de naștere altfel. 10 alimente care ne fac fericiți. Alimentele nu numai că reprezintă cea mai bună sursă de energie, dar ne îmbunătățesc și starea de spirit. Studiile au arătat că următoarele alimente contribuie la buna noastră dispoziție prin conținutul lor, cum ar fi: peștele, bananele, grapefruitul, spanacul, cireșele, usturoiul, dovleacul, carnea de pui, laptele de grăsat și pâinea din grâu, care sunt ingredientele perfecte pentru buna noastră sănătate. Știați că bananele sunt de asemenea o sursă de vitamina B6.
Grapefruitul este un fruct bogat în vitamina C și care îmbunătățește rezistența organismului. Un look original pentru toți copiii. De curând, colegii noștri de la emisiunea Steluțele Brașovului au participat la programul de educație mass media Academia Vedetelor. De data aceasta, au luat parte la o lecție specială de styling în care, în televiziune, trainerii le-au fost doamnele de la frizeria Prichindel, care le-au explicat copiilor cât de importantă este alegerea unei coafuri potrivite pentru o filmare. Doamna manager, Gerlinde Wagner, le-a vorbit copiilor despre pașii unui păr corect îngrijit și corect coafat, în funcție de eveniment, configurația feței, dar și de vestimentație. Momentul cel mai iubit de copii a fost atunci când trainerii i-au lăsat să creeze propriile coafuri. Așa au descoperit instrumentele de coafat, tehnicile și accesoriile folosite pentru coafor, dar și culorile pentru păr. Vă invităm și pe voi să vă găsiți un stil personal alături de echipa de profesioniști de la frizeria Prichindel. Bună dimineața, sunt Alexia și am venit aici alături de copii de la Academia Vedetelor, dar în același timp de la emisiunea Steluțele Brașovului. Am venit aici la frizeria Prichindel. Bună dimineața, haideți să vorbim cu copii. Bună dimineața, eu sunt Andreea și am venit la frizeria Prichindel ca să învăț să mă coafez. Bună dimineața, mă numesc Iulia și am venit la frizeria Prichindel să învăț cum să-mi aranjez părul pentru academie. Bună dimineața, mă numesc Cati și am venit la frizeria Prichindel ca să învăț cum să-mi fac părul. Bună dimineața, eu mă numesc Alessia și am venit la frizeria Prichindel ca să învăț să-mi fac părul. Bună dimineața! Sunt Arian Dăta și am venit cum să-mi fac părul. Bună dimineața, mă numesc Andreea și am venit la frizeria Prichindel să învăț cum să-mi fac părul. Bună dimineața, pe mine o cheamă Luca și am venit la frizeria Prichindel să mă pregătesc pentru emisiune. Bună dimineața, mă numesc Rebecca și am venit la frizeria Prichindel ca să mi se pregătească o coafură pentru emisiune. Bună dimineața, mă numesc Mara și am venit la frizeria Prichindel să învăț cum să-mi fac părul. Bună dimineața, sunt Iulia și am venit să facem cunoștință cu managerul frizeriei Prichindel. Bună dimineața, cum vă numiți? Bună dimineața, mă numesc Gerlinde Wagner și sunt managerul frizeriei Prichindel. Sunt foarte fericită să găzduiesc astăzi Academia Vedetelor și vă urez bun venit alături de colectivul frizeriei Prichindel. Sper să avem o lecție minunată astăzi. Cine ați pregătit pentru astăzi? Pentru astăzi v-am pregătit câte ceva din tainele coafurii. Să învățăm cum să ne îngrijim părul, cum să-l pregătim pentru a arăta bine, cum să-l întreținem în mod special pentru că eu am înțeles că voi veți fi următoare vedete. Și o vedetă întotdeauna trebuie să fie aranjată la păr, trebuie să arate bine, trebuie să-și îngrijească părul, atât acasă cât și la salon. Da, întotdeauna când apărăm pe sticlă, trebuie să arătăm foarte bine. Și pentru asta suntem noi aici, astăzi, să vă învățăm câteva mici trucuri din tainele meseriei. Bună dimineața, mă numesc Caterina și astăzi o să facem cunoștință cu echipa frizeriei Prichindel. Bună dimineața, cum vă numiți? Sorina Mureșan. Bună dimineața, cum vă numiți? Prejmerian Viviana. Bună dimineața, cum vă numiți? Bună dimineața, Sene Ramona mă numesc. Bună dimineața, cum vă numiți? Bună dimineața, Edveș Nicoleta mă numesc. Bună dimineața, cum vă numiți? Bună dimineața, sunt Anichio Donci. Bună dimineața, sunt Andreea de la Steluțele Brașovului. Ce vom face acum? Bună dimineața, Andreea, pentru că acum voi vă pregătiți să intrați în emisiune. Aș dori în primul rând să vorbim un pic despre accesorii, da? Să știți cam ce avem de făcut pe ultima 100 de metri când intrăm pe sticlă. Da? Haideți să vă povestesc scurt câte ceva despre accesorii. Da? Ca accesorii pentru păr, noi putem folosi diferite floricele,
fundițe, cordeluțe, spray-uri colorate, fixative, tot felul de accesorii care să ne înfrumusețeze părul și să ne dea o anumită strălucire. Pentru că până acum am vorbit despre accesorii, mi-aș dori foarte mult să faceți cunoștință cu ele. Este foarte important să le vedeți îndeaproape, să înțelegeți cum arată aceste accesorii, pentru că e foarte important să vi le puteți alege în funcție de îmbrăcămintea pe care o să o aveți la acea filmare, de ceea ce vă avantajează mai mult. E foarte important să asociem culoarea cu ceea ce ne trebuie. Da, o zână întotdeauna va avea o fundiță, cineva care vrea să prezinte primăvara întotdeauna va avea floricele în păr, multe, multe culori. Depinde foarte mult de ceea ce filmăm, de momentul care trebuie să-l scoatem în evidență și coafura noastră. Și de aceea e foarte important să ne alegem accesoriul potrivit. Știu că fetițelor le plac în mod special florile, cât mai colorate, fundițele, dar sunt momente în care avem nevoie și de coafuri simple, da, în care nu vom folosi aceste accesorii. De aceea este foarte, foarte important cu și întotdeauna, în funcție de ținuta pe care o avem, întotdeauna de stilistul cu care lucrăm, să ne sfătuim, să vedem ce ni s-ar potrivi la coafura respectivă. Pentru că vorbeam despre accesorii și pentru faptul că Iulia acum trebuie să intre în emisiune, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce am realizat. I-am realizat un coc din împletituri, gen plasă, un coc ușor, un coc copilăresc, ușor vestel cu acele floricele roz. De ce i-am pus floricele roz? I-am pus floricele roz pentru că rochița Iuliei va fi roz și atunci trebuie să se asorteze. Ecaterinei i-am pregătit astăzi un coc. Un coc prins la spate pentru că este mare nevoie ca fața ei să fie degajată. Având părul foarte lung, fața ei trebuie să fie degajată, să fie liberă. Și atunci am hotărât să-i facem un coc doar pe partea din spate, cu accesorii, steluțe, ceea ce ei se potrivește la rochia și la rolul pe care îl are astăzi.
Dragii mei, sunt Iulia și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la rubrica Știrile pentru copii. Ne puteți urmări sâmbăta de la ora 9:30 și duminică de la ora 12. Dragi copii, vă invităm pe pagina noastră de Facebook Steluțele Brașovului să ne împrietenim. Sunt Alexia și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag! Salutare, dragi copii! Sunt Carina și vă invit la rubrica Steluța emisiunii. Bine v-am găsit! Sunt Andreea și mă bucur să fiu alături de voi cu o nouă surpriză, dar și o nouă steluță în același timp. La această rubrică, noi vă prezentăm copii talentați din diferite domenii care v-ar putea inspira și pe voi. Astăzi am invitat alături de noi o steluță în adevăratul sens al cuvântului. Povestea ei ar putea începe așa. Încă de când era bebeluș, a luat în mână microfonul și nu i-a mai dat drumul. Cu siguranță acesta a fost motivul, căci inclusiv părinții ei și-au dat seama ce va face. Deci ați înțeles, cântă de mică, a obținut foarte multe premii, este cunoscută la nivel național și are inclusiv un blog. Haideți să o cunoaștem pe invitata noastră. Bine ai venit la emisiunea noastră, vreau să te rog să-ți faci o scurtă de carte de vizită cât mai originală. Sunt Rebecca, am 7 ani, vin din București. Într-adevăr, eu cânt de mică și îmi place foarte mult ceea ce fac. La unele competiții chiar am câștigat. Care a fost momentul în care ai decis că vrei să cânti? La primul meu spectacol am luat chiar primul meu premiu și acel premiu mi-a convins că eu trebuie să merg mai departe. Povestește-ne care a fost primul premiu sau rezultat care te-a convins să mergi mai departe. Primul meu premiu de suflet a fost locul 3, care l-am luat la concursul Belle Arti în Brașov. Enumeră-ne câteva momente speciale care au rămas în inima ta, evenimente, spectacole, recitaluri. Toate spectacolele sunt unice. Toate au fost în inima mea, nu pot să aleg dintre ele. Unde susținut spectacole? Ne-ai adus aici mai multe diplome și trofee. Vorbește-ne despre ele. Acesta l-am luat la Volare, acesta l-am luat la Vino Moș Crăciun de Grabă, aici l-am luat la Cântec de Stea, aici l-am luat la Vino Moș Crăciun de Grabă, aici l-am luat la Cântec de Stea, acolo l-am luat de la Volare și acesta l-am luat de la Duelul Mini Vedetelor. Felicitări, Rebecca, știu și eu câtă muncă se depune în a câștiga atâte premii. Să trecem mai departe. Am înțeles că ai un blog. Cum l-ai creat? Cine te-a ajutat și de ce ai decis să ai un blog? Eu am decis să am un blog deoarece aș vrea să colaborez mai mult cu fanii mei și tata m-a ajutat să mi-l fac. Spune-mi un nume de artist din România pe care îl admir și de ce. O admir foarte mult pe Andra Gogan deoarece prima oară când am ascultat-o mi-a trimis o voce așa caldă și mi-a plăcut foarte mult. Foarte frumos! Am înțeles că ne-ai pregătit o surpriză. Despre ce este vorba? Surpriza este un videoclip care sunt mai multe părți în care fac eu alte activități. Merg la spectacole, mai dansez, mai cânt, mai merg la călărie. Prin intermediul emisiunii noastre poți transmite un mesaj fanilor și prietenilor tăi. Care este acesta? Mă bucur foarte mult că sunt la această emisiune Steluțele Brașovului și vă sfătuiesc să vă urmați visul. Eu aleg vita, vitoarea plină. Și un floare după floare, ne mai dă o sărutare, parfum.
pa, pa! Sunt Andreea și vă mulțumim că ați fost alături de noi la rubrica Steluța emisiunii. Sunt Carina și vă invit pe pagina noastră de Facebook Steluțele Brașovului. Pe final, vă trimit un praf magic de steluțe și vă aduc fericire! Sunt Alexia și voi prezenta sponsorii emisiunii. Velpitar, Zenit, Beauty Health, Cofetăria Delis Dana, Terra Nova, Clinica New Line, Makeover, Bebe Rostogol, Frizeria Prichindel, firma de decorațiuni Brioșe Torturi Prăjituri. Mulțumim sponsorului nostru oficial Blue Residence. Mulțumim Mobilier Brașov și domnului Viorel Ivancescu pentru mobilierul studioului nostru. Dragi copii, părinți și bunici, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Steluțele Brașovului. Mulțumim producătorilor emisiunii noastre, Zâna Adriana și Onelia Pescaru, care sunt alături de noi și vă salută din spatele camerei. Mulțumim de asemenea tuturor sponsorilor și partenerilor emisiunii noastre. Sunt Maia și vă îmbrățișez cu toată iubirea. Fericire! Un cuvânt atât de mult știut, dar câteodată prea puțin înțeles. Vreau să fiu fericită. Cu siguranță și tu spui același lucru. Pentru că cine nu vrea să fie fericit? Oare fericirea asta mult căutată nu este în inima noastră? Un joc, o jucărie, o poveste frumoasă. Iată ce ușor este. Iar când e greu de găsit, nu mai e fericire. Am vrut să vă aducem astăzi fericire. Ce ziceți? Am reușit? Sunt Maria și de-abia aștept să ne revedem data viitoare, aici, la Steluțele Brașovului.